Pregătirea intervenției chirurgicale a început în urmă cu mai bine de 2 luni de zile. Inițial, pacientul a fost supus mai multor scanări 3D, de la bazin până la picioare. Toate investigațiile au fost făcute în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică al Unității Constanțene, coordonat de medicul Radu Baz. Ulterior, rezultatele au fost trimise în Elveția, la singura firmă specializată din Europa care produce astfel de proteze. Cazul era deosebit pentru că o proteză primară uzuală nu ar fi reușit să compenseze defectele care erau la șoldul neoperat. Pacientul era este tânăr, avea un șold drept operat, aici operația s-a făcut la stângul, fiind vorba de o coxartroză bilaterală timpurie. În vârstă de 47 de ani, pacientul avea o activitate fizică intensă înainte de operație. Proteza de șold făcută în Elveția a fost personalizată exclusiv pentru corpul și necesitățile sale. Deși dispozitivul a fost creat într-un laborator din străinătate, întreaga intervenție a fost gratuită și totodată o premieră. Spitalul Județean Constanța are o finanțare extrem de bună în ceea ce privește aceste programe naționale, pentru că ăsta este al doilea aspect important. Fără o finanțare bună nu s-ar fi putut face această intervenție. Astfel de intervenții la genunchi s-au mai făcut în cursul acestui an în București într-un spital privat, dar pentru proteză personalizată de șold este prima care se face în România și protezele nu sunt deloc ieftine. Intervenția chirurgicală a durat în jur de 3 ore, puțin peste media operațiilor de protezare de șold, de pildă, pe care echipa de medici a unității medicale le realizează cu regularitate. În 5-6 zile pacientul este externat. Deci recuperarea este imediată, mersul este imediat. Pentru această operație, cadrele medicale au utilizat instrumente chirurgicale de unică folosință, concepute special pentru intervenție și adaptate anatomiei osoase a pacientului.